îndrăgostit? Eu îndrăgostit? Nu, bestie! Eu, Pantalone! Eu, Pantalone? Mamă, doamne! Stăpânul tău e îndrăgostit! Iertați-mă, dar sunt foarte îndrăgostit! Se simte! Dragalino! Ce? Vino-n pace! Nu pot să trăiesc fără ea! Ajută! Doamna Ioa, stăpâne! Încă nu mi-ați spus cine e! A, nu? Nu! Este fata lui... Da! Este fata lui... Da! Dracanii mei, sol! Nu, doar că dumneavoastră nu vorbiți foarte clar! A, pardon! Este fata lui... Brioci, fiore! Da, Dracanino, și trebuie să mă ajuți în aventura asta! Nu, nu, nu! A, nu? Nu! Dracanino! Dracanino, trebuie să găsești o cale de a mă cununa cu frumoasa Brioci, fiore! Stăpâne, v-ați pierdut mințile! E, da, poate că ai dreptate! Nu, aibă! Bine, am să vă ajut în această chestiune murdară! Bravo! Și cum ai decât să faci ca să fac? Vă deghizați! Mă deghizde! În ce? Într-un soldat! Soldată! De ce? Deghizat astfel veți trece pe sub balconul lui Bianchi Fiore! Ah, eu! Oh, Pantalone, Pantalone, ce frumos ești! Da, astfel veți face să se îndrăgostească de apariția dumneavoastră! Ah, îmi place! Abia aștept! Asta pune! Eduard! Întâi! Corect! Ține! Pe nu! Ăsta e un avans, iar restul, când frumoasa Biancifiore va fi în patul meu! Mamă, ce zgârcit! Dracanino! Da? Mișcă-te că sunt... Îndrăgostit! Se vede atât de tare! Se simte! Hadar! E bine așa? Da! Haide, stăpână, că vă rezolv eu! Cum? O să fiți satisfăcută! Cu perna! Cu perna! A, nu! Mulțumită! Păi și perna! Intrați în casă! Da, nu înțeleg! A, Franceschina! Da! Te-ai spus să vină fără grijă! Intrați în casă! Bine! A, Franceschina! Da, să nu stăpână! Intru în casă! Da! Oh, Flaminio! E și milă de ea! Așa tânără și neajutorată! Dragostea asta a cuprins-o cu atâta forță că n-are cum să-i țină pe pititica. Și la vârsta ei se știe, dragostea e ca o râie, te mănâncă până în călcâie. Eu cred că Flaminosa ei ar scărpina o cu mare drag. Câtă vreme dobitocul ăla bătrân de taică să nu află, dar mă întreb, dintre toate femeile din Veneția asta, Signor Pantalone, nu a găsit și el altă femeie în afară de micuțul meu, Ghiocel? Nu sunt micuțul tău, Ghiocel! Sunt Floare Albă, Bianchi Fiore! Știu! Mă duc înainte să mă scoate din pepe! Flaminio! Scuzați-mă, stăpâne, arată nebunii de tot! Să înțeleg că nu vrei să-mi găsesc o fată tânără? Vă doriți o fică sau nepoată? E animal! O soție! La naiba, stăpâne! Ce? Cum e posibil ca un om de bine, da, instruit și înțelept ca dumneavoastră, da, să-și piardă capul după o femeie? Aaa, e numai vina pierițatului! De ce? Care a făcut să mi se aprindă călcâiere după cea mai frumoasă fată de pe globul pământesc! Cine? Fata unui bogat negustor venețian! Venețian bogat? Da! Mala sangue! V-ați îndrăgostit de Isabella! Da! Fica lui Pantalone! Bravo, capestră! Ah. În sfârșit, ai înțeles și tu! Pe toți dracii! De ce n-a spus așa de la început? De ce? Am eu un pont! Oh. Te va sigur că...
cine? Nu o să înțelegeți! Doamne Dumnezeule! Cu pantalone? Drace! Poate cu... asta Izabela? Stăpâne, lăsați-mă să vorbesc! Vorbește! Am o înțelegere cu servitoarea ei! Așa. Oliva! Măslina? Nu Măslina! Oliva! Da, Oliva Măslina! Nu Oliva Măslina, cu Oliva, servitoarea Izabelei! Păi și Măslina? Stăpâne, Oliva Măslina e una și aceeași persoană, servitoarea Izabelei! Oliva e numele de fată mare! Da! Dar cum ai de gând să acționezi în această misiune? Amoroasă! Simplu! Cum? Întâi intru în casa servitoare! Foarte bine! Pe urmă intru în vorbă cu ea. Corect. Pe urmă intru în pat. Aule. Și pe urmă intru! Nu ne interesează detaliile scârboase. Iar la sfârșit, așa, îi spun despre dragostea dumneavoastră pentru Izabela. Da. O conving să pună la cale o întâlnire. Da. Și treaba e gata. Bravo, Capestro! Omo est animal biped raționale! Aveți încredere în mine și veți fi mulțumit! Dacă treaba este așa cum spui, tu te voi răsplăti recește! Bine, așteptați-mă în casă! Bine! Îndată voi fi aici! Cupidonul meu! Săracul stăpân îndrăgostit! Cu toată știința lui, nu știe că dragostea intră prin ochi și iese prin fund! Pentru om, contează punga plină, burta plină și nu te mai doare nici capul! Acesta este interesul lui Capestro! Dar înainte să se distreze puțin cu Oliva! Problema să-i tind o mănăstigă, acolo să pot studia, îți face o carieră. Deja și văd maica stareță, Izabela! A, da. Da! Adică eu să petrec tot timpul tocind-o în genunchii în biserică. Da! În timp ce tu nu să dai fuga sub fusta smiorcăi tăi de Ancifioare! Ancifioare! Yeah. Mulțumesc, Oliva! Uite ce ne-a făcut nenorocita asta! Și dumneavoastră să vă fie rușine! Toată ziua vă spun că ești noapte spic de demnitate! Dar ea nu... Fiți bărbat! De ce poliță vă comportați atât de urât cu fratele dumneavoastră? Pentru că e o nebună întreagită de aia! Ah, da? Da! Îți arăt eu ție, Izabela! Nebună! Încetați să vă mai comportați ca niște copii și explicați ce se întâmplă! La mănăstire și fratele meu nu face nimic să mă ajute! Și, și dumneavoastră de ce nu vreți să o ajutați? Pentru că nu ne putem opune hotărârii tatălui nostru! De ce? Cuvântul lui e lege! A, da! Deci, nu studioarei mele, e deja decis. Adio, maser! Și dacă destinul dumneavoastră ar fi și el decis, stăpâne? Ce vrei să spui, Oliva? Tatăl dumneavoastră mi-a spus că trebuie să plecați cât mai repede să studiați dreptul la Bologna! Nu! Da! Nu o să mai pot vedea pe Ancifiore! Nu o să mai pot să vedea pe Ancifiore! Pentru că nu ne putem opune dorinței tatălui nostru! Cuvântul său e lege! Da! Oliva! Da? Ajută-ne, te rugăm! E sigur că vă ajut prostuților! Sunt sau nu sunt eu doi ca voastră? Ești! Este! Atunci lăsați că o rezolv eu! Mulțumim! Mai ștergeți-o casă și lăsați-mă să văd de treabă! Da! Ești! Vai de capul meu, copii ăștia nu o să înceteze niciodată. Dar o să-i ajut, pentru că copiii au dreptul să se bucure de viață. Nu o să fie ușor să-l fac pe fosila de pantalone să se răzgândească, dar curaj, Oliva! Doamne ajută! Oliva! Bine te-am găsit! Ia uite cine a apărut!
Capestro, acel trădător fără de lege și fără de inimă! Ai uitat toți! Mincinos! Asasin! Ce vrei de la mine, Codos? Trebuie să știi că stăpânul meu... Dottor Ciconiato? Da! E pe jumătate mort! De dragoste! După stăpâna ta... Isabela! Se pare că s-a îndrăgostit atât de tare încât i-a pierit pofta de mâncare! De 15 zile se felperește în pat ca peștele pe uscat! Ăsta ar putea să fie ajutorul de care aveam nevoie! Oliva, mă asculti? Da, și eu ce să fac? Mă gândeam că tu m-ai putea ajuta cu o întâlnire! Știi bine că eu nu lucrez pe degeaba! Ah, drace! Te mănâncă în fund! Ce mai? Dacă mă ajuți, stăpânul meu va fi foarte generos pentru că e putre de bogat! Bogat? Îmi place cum sună cuvântul ăsta. Da, ai dreptate. Izabelei mele i-ar prinde mai bine un bătrân bogat decât o mănăstire săracă. Nu înțeleg. Da, ai dreptate. Și Izabela va fi o tânără bogată, văduvă și liberă. Adică exact ceea ce-ți dorește. Sânge de drac! Dar multe mai știi. Da, da, cum a dat, da. Și arată cât de lungă ți-e coada. Dulăul meu adorat! Dulăul meu adorat? Gurița mea adorată! Gentilom, a venit să-mi spună o anumită treabă. Cum își permite să-ți vorbească fără permisiunea mea? În primul rând, eu nu sunt proprietatea ta și în al doilea rând, ce era un atat de vorbă? Nu te băga, slugă! Sunt treburi care nu te privesc. Oliva e un lucru care mă privește, pușcăriașule! Pușcăriaș? Da! Pușcăriaș! Vreau să țin și cu cuțit în murtă! Și tu să te iau și tu! Fund! Mă tras la fălcică! Mai bine dispar să nu intru vreo murcătură! Nu fugi! Tâlharule, Bergamas! Nu fug! Mă retrag! Mai bine să plec și eu, înainte să vină garda și să mă bage la stup! Să ia dracu! Da, spatele meu! Da, pietele mele oase! Piciorușele mele! Ce nu faci pentru dragoste? Câtă dragoste? Câtă nebunie! Dar cine nu o găsește la tinerețe, o pățește la bătrânețe! Ha, ia să vedem dacă am în sac toate ingredientele necesare pentru deghizare! Ia să vedem! Păi cu costumul ăsta de mercenar feroce, cu siguranță frumoasa mea și fiore să cadă la picioarele mele. Dar nu știu cum se pune! Ah, avem ghid! Ghidul mercenarului începător! Ia, vă mulțumim că ați cumpărat de la noi! Ah, e foarte complicat! Mă duc să studiez! Oh, în sfârșit am ajuns în acest minunat oraș, Veneția! Un fericit și dulce răgaț pentru un soldat, după atâta țipă de trompete, bătăi de tome și turet de artilerie! Înainte de a mă întoarce în război, vreau să mă bucur de câte o tânără venețiană, despre care se vorbește atât de mult, dincolo de alpi și dincoace! Am să-l întreb pe acel țăran unde e faimosul Handelmelon, cunoscut pentru femeile sale. Hola, domnule! Cine-i străinul acesta? Cantaro, poartă culorile regelui Ferdinand II? Nu, nu mi se pare că-l cunosc. Siguranță un mercenar dezertor fugit de la prădarea de la Mantova. După livra pare, cu siguranță, un mercenar fugi dintr-o bătălie. Se uită la punga mea. Ha, pușcăreașul ăsta se uită la punga mea. Prima regulă într-o bătălie. Hai să vedem ce spune ghidul. E să lovești primul și să lovești tare! Capitolul 1! Viclenie! Ce drăguț! Ne
de matură! Folosești armele convenționale împotriva mea! Nu! Ajutor! Ține, maleficule! Ajutor! Oh! Sunt asasinat! Oh! A fugit nemernicul! O zee războiului cum îmi ia palmele! Adrenalina care mă umple! Mirosul sângelui! Fiorul care mă taie pe șiră spinării și... excitarea care îți umflă! Mi s-a părut că l-am auzit strigând pe tatăl meu! Drace! Parfum de femeie! Cine-o fi acest soldățoi frumos? O, Cancaro! Tânăra asta e mai minunată decât fulfuirea steagului! O, și mai nurlie decât un tun! Domnule, mă speriați cum vă vorbați la mine! Iertați-mă! Dar, până acum, ochii mei nu au văzut un spectacol mai frumos! Ce sunteți galant și curajos, domnul meu! Curaj! Ard! Cadranul de-a mea să intre în dumneavoastră! Eu aș fi știut ce să fac, pentru că mi-aș fi folosit mâinile! Păi atunci folosiți-le! Mă băriți și o să vedeți de ce sunt în stare, regina inimilor! Nu! Nu? Nu! Acum! Da, fugiți de confruntare, regina mea! În niciun caz, dar ar putea să ne vadă tatăl meu! Părintele inoportun! Și atunci, pe când duelul meu amoros? În seara asta, când va fi întuneric de plin și toată lumea va dormi, servitoarea o să vă conducă în camera mea și... ce? Acolo veți putea arăta de ce sunteți în stare! Regina mea! Nu există portăreață care să-mi fi rezistat! Înainte de a mă retrage, spuneți-mi care este numele vostru, străinul meu cavaler? Antonio, Carlo, Decio, Massimo, de la Calzata din Conte Pinari. Dar dumneavoastră, doamna castelului, îmi puteți spune pe numele de bătălie, Spingarda! Măi, ce drăguț! Și pe al dumneavoastră e permis să-l știi? Isabella, cavalerul meu! Isabella? Da. Numele dumneavoastră sună urechilor mele mai dulce decât vaietul unui inamic muribund îndecat în propriul lui sânge! Mulțumesc! Și acum... luați batista asta și arătați-o servitoarei care mă va conduce în camera mea! Va fi pașaportul dumneavoastră pentru grădina delicilor! Muză încântătoare! Veți fi servită! Serviceară! Deci, Spingarda inimii mele! Ce noroc! Bărbatul acesta va fi pașaportul meu spre libertate! Și chiar îmi place! Îmi pare rău, tată! Dar nici o mănăstire nu mă va vedea mătrânind virgină! N-aș fi crezut că voi putea iubi vreodată atât de mult un petic de mătase, la care culoare pentru mine însemna doar dezonoare și rușine! În noaptea asta, când luna își va ascunde strălucirea după coanuri, Troia va cădea! Sugna prostnicul! Asalt! Apel! Ajutor! Ia mâna de pe mine! Lasă-mă în pace! Ajutor! Lasă-mă în pace! Iată de mine! Nu mai poate o tânără să umbre prin oraș, că toți bărbații vor să-i pună mâna pe... fund! Sau mai rău! Sau pipăie! Așa cum pipăiul găina îndesată, când vrei să vezi dacă îi pună de pus în tigaie? Dar știu eu cum să le răspund, încât să-i fac să regrete nenorocul de a mă fi întâlnit. Gata! Trebuie să mă grăbesc ca să-i transmit mesajul lui signor Flaminio. Sper ca după aia pușorocul ăla de taică sub signor Pantalone să nu se mai învârtă în jurul stăpânei mele ca vulpea la struguri. Dacă ar fi după mine, ar trebui să se dea o lege așa. Toți bătrânii care vor să se însoare cu femei tinere, să fie!
vreau după aia să mă fac cu fustangiul ăla de trăcănină. Să văd, poate pot și eu să obțin ceva de la el. Înainte ca stăpânul meu și canalia aia de capestro să descopere că am ieșit din casă fără permisiunea lor să mă rupă în bătaie! Ah, macaronanule! Ai, ce noroc! Să-mi stea mâncarea în gât dacă nu te-ai rupe eu în bătaie! Hei, Dracanino! Jur că-i rup spinarea! Dracanino! Lăsați-l puțin! Dracanino! Cine mă strigă? Franceschina! În sfârșit, de două ore te strig! Scuză-mă, dar sunt atât de scos din pepe că nu te-am auzit! Urăciosule! Dar tu ce faci aici, singură, singurică? Te așteptam! Ah. Da, noaptea asta am visat! Ah, ce? Că mă strângeai în brațe! Aoleu! Și mă mușcai atât de dulce! A, dar eu nu! Mă făceai să mă simtă, Doamne! Oh, Doamne! Și când m-am trezit, eram mută toată! De emoție, Dracanino! Franceschina! Eu sunt un bărbat mult mai obișnuit cu bătaia decât cu picârjoneala asta! Mie îmi place să numesc spada! Gata, stăpâne, ce comia tomat, bine bune! Da, Petru, dar nu înțeleg nimic! Dracanino! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat stăpânul meu! Stăpânul tău? Da! Și servitorul său? Da! Ca Petru! Da! Dracanino! Nu mai urla ca din gură de șarpe și ascunde-te! Da, da, unde? Aici! Acolo! Bine, dacă nu vrei să te ascunzi, o să te... Spânzure! Spânzure! Bine! Hai repede! Cine e? Dracanino! Intră! Miroase a pește și brânză! Taci! Că după, Franceschina ta, dacă ești cu minte, o să te ospăteze! Ah, gata, stăpâne Cicognato! M-ați nebunit de cap cu agitația voastră! Dar te rog, ah, trebuie să vă liniștiți! Te rog! Fructul nu s-a copt încă! Te rog! Nu, bidonul meu! Așteptarea mă topește, precum flacăra topește lumânarea! Dacă faceți cum zic eu, așa? Lumânarea voastră o să-și găsească foarte repede sfeșnicul! Îmi place această licență poetică! Capestro! Capestro! Și tu, ce faci afară din casă? Bună ziua, stăpâne! Bună ziua, Capestro! Gata cu politețurile și răspunde! Ce faci afară din casă fără acordul meu? Eu mi-și ca să iau puțin aer, stăpâne! Franceschina! E foarte bine că nu-mi place să ieși singură din casă. Știu, stăpâne, dar asta... Nerușinat-o! Șterge imediat în casă, că altfel te-al doresc! Cât o furie! Imediat mă duc! Nu primesc, stăpân! Du-te! Uș, uș, uș! Mă duc! Ce s-a întâmplat? Mă dor picioarele, dar atât am mers. Franceschina, du-te în casă și bate-ți picioarele în apă rece. Măi, mă duc! Ce s-a mai întâmplat? Cerele m-a luat o migrenă! Repede, luați-i sânge! O cataplasmă! Capestro, fă ceva! A, un Cristin! Ia, gata, că aici se mai și doarme, da? Dracanino! Un cerber! Un ce? Un câine cu trei capete! Nu! Un câine bergamasc! Animalule, te omor! Este viitorul lui Pantalone! Și? Nu vă amintiți înțelegerea noastră? Înțelegere? Nu e cazul să-l înfuriem pe viitorul vostru socru! Socru? A, corect, Capestro! Întâi bucuria, apoi datoria! Sfinte cuvinte! Să mergem, Capestro! Avem treburi de rezolvat în altă parte! În altă parte? Trebuie să rezolvăm treaba noastră cu Oliva! Oliva? Stăpâne, trebuie să aveți o răbdare! Da, 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 am înțeles! Te voi răsplăti regește! Bine! Bine, așteptați-mă în casă! Te aștept în casă! Bine! Urâzneala începe să dea roade! De data asta ai scăpat! Eu? Data viitoare! Eu? Iar cu tine? Eu? Ne lămurim noi acasă! Du-te la dracu să te ia! Du-te, banule! Cine știe ce mai pune la cale și banditul ăsta? Dă-l încolo! Tu nu cumva ai uitat ceva? Aaaa!
salvat viața! Cum? Eu m-am speriat atât de tare! Și eu! Și tu! Nu te grăbești să-i dai îmbrățișare Franceschinei tale? Nu! Dar eu pot fi pentru tine comoditatea patului tău! Nu, mulțumesc! Pot fi bereta potrivită pentru capul tău! Nu cu ampasta! Pot fi broasca potrivită pentru cheia ta masculină! Franceschina! Eu nu te iubesc și nici nu o să te pot iubi vreodată! De ce? Franceschina! Mie îmi place oliva! Pa! Filosofie! Jur pe cea mai sfânt că tu o să fii al meu! Chiar dacă asta înseamnă că trebuie să o omor pe țățoața aia sclifoțită de oliva! La fereastră! O ajută pe Flamă! Pe cine? Flamă Geschina! A, slujnică netrebnică! Să vezi ce-i fac când o văd! Mi-a pervertit, pa! Bianchi Fiore! Da, Nicule, ce dorești? Ce doresc? Da? Mâine, ascultă bine la mine! Îmi aduc aminte perfect că ți-am ordonat să stai în casă și să fii cu ochii în patul! Da! Și tu, în loc să faci ceea ce ți-am spus eu, stai ca o păzat la fereastră! Bați joc de onoarea mea, de onoarea noastră! Tăticule, da. Nu doar priveam trecător! Trecător? Da! Oameni? Da! Lume? Da! Bărbat? Da! Eu ți-am spus să stai în casă și când auzi muzică pe stradă, să nu dai fuga ca pupăza la fereastră, ci să riști să-ți discreditezi tatăl și casa! Treci imediat în casă! Gata! Treci imediat în casă și închide ușile și ferestrele ca nu cumva să intre în casa mea zarba măcelurilor. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Pentru că ușa îngruiată, onoarea depătată. Ia-ți fiare! Repete de 50 de ani! Te aud? Bine, tăticule! Ușa încuiată, onoare nepătată! Mai tare! Ușa încuiată, onoare nepătată! Așa! Ușa încuiată, onoare nepătată! Mai tare! Ușa încuiată, onoare nepătată! Oh, oh! Dacă norocul va fi de partea mea, eu voi fi pierdut un tată, iar tatăl meu va fi pierdut o fiică! Ușă nepătată, onoare încuiată! Gancifioare!